Studenții specializării media digitală din cadrul Universității Ștefan cel Mare au venit în ajutorul celor de la Centrul Județean de Transfuzii Suceava, care au nevoie de donatori. Aceștia s-au mobilizat și s-au implicat concret donând sânge. În paralel, ei și-au propus să desfășoare campania Donează sânge constant, fie rău, și în mediul online, prin distribuirea unor machete informative despre donare. Acum, mai mult ca oricând, ne dorim să fim aproape unii de ceilalți. Echipa noastră a donat deja la Centrul Județean de Transfuzii Suceava. Este ceva ce studenții au oferit din inimă, este un act responsabil cu o importantă încărcătură civică. Studenții au donat sânge benevol, scopul campaniei este acela de a crește gradul de conștientizare asupra importanței donării de sânge. Statisticile arată că în țara noastră, unul din 10 pacienți spitalizați are nevoie de sânge sau de produse derivate de sânge. Din păcate, în România nu este acoperită nici măcar jumătate din această nevoie. A menționat coordonatoarea campaniei, Iulia Sârghi Covaliuc.